Stimați colegi, cu adevărat, noi, Republica Moldova, am trecut prin mai multe fraude de răsunit ultimul timp. Stăteam în aceste serie și citeam toate actele care le studiem pentru frauda bancară și uneori mă întrebam cum, Doamne, îi duce mintea pe unii să organizeze așa scheme de fraudare și încercam să înțeleg care ar fi schema, structura Așa, acestei corupții în Republica Moldova și am dat peste un articol foarte interesant despre așa numitul copac al vieții. Acesta este un copac care crește în pustiul din Bahrein, care are peste 400 de ani într-un pustiu total. Dar nimic absolut în jur de zeci de kilometri nu crește nimic decât acest copac. Și dacă ne uităm foarte decetent ce ar avea această comun cu corupția din Republica Moldova? are comun în felul următor. Republica Moldova este pustie și săracă fix, ca și pustiul din Bahrein sau pustiul arab. Iar acest copac care crește rădăcinile până la câțiva zeci de metri pentru a putea ajunge la apele freatice să supraviețuiască, așa este și corupția din Republica Moldova, care se adâncește în sărăcia în care noi trăim și scoate încetul cu încetul toate bunurile care noi le avem. Absolut. Nimic, sărăcie, dar de furat să fură, scheme tot mai noi, tot mai inventive, iar bunurile care se fură și banii care se fură sunt tot mai mulți și mai mulți. Astfel sărăcin și mai mult statul Republica Moldova. Am auzit aici că nimic nou în sub subsoare. Desigur că nu e nimic nou în sub subsoare, că atunci când știi exact cum au fost schemele prin care a fost concesionat aeroportul, nu poți auzi nimic nou pentru noi este soane. Aceste grupuri au participat și în atac rider asupra băncilor. Aceste grupuri au participat nemijlocit și în concesionarea aeroportului Chișinău. Și noi ne facem că nu plouă, că totul e bine. Această concesionare sau furt, că nu putem să-i spune că e concesionare, statul nu a primit nimic, Aceast, acest furt a putut avea loc doar datorită sprijinului politic. Schimbând din AVE Invest, SRL AVE Invest, una, alta, chestii, parcă îți pare două litre, două cifre, hop, minus, plus, așa atât am luat, am pus la cald și ne păream că gata toată viața, să o bunim să punem. Și nu zadar am adresat a doua întrebare. Dacă există urme că acești bani s-au întors cumva de la Banca de Economie în investiție din aer aeroportul Chișinău? Și noi putem spune cu certitudine, da, o parte din acești bani s-au întors în aeroportul Chișinău. O să vedem, o să avem raportul și eu cred că vom avea și ziua când procuratura va face publică aceste, sau publice aceste scheme. Cu toate că se încearcă acum schimbări de proprietari, așa, de cumva paravane, de ascuns, de una sau alta, noi trebuie să spunem că, indiferent ce nu va trece prin cap, sau diferite scheme, proceduri, prieteni la care o să apelați pentru a putea să vă ascundeți la ștatea, să furați cât ați putut, deci oricum vă ieși la suprafață. Iar rezultatele acestei comisii, chiar dacă au costat anumiți bani pentru a putea angaja anumiți experți, deci milioanele sau sutele de milioane sau miliarde de lei care au fost furate, este o picătură de apă în mare. De asta vă este frică că atunci când Anumiți experți sunt angajați pentru a putea găsi linia cum a fost concesionat, care au fost pașii, unii este încălcarea, ca să, ca să putem să ne adresăm în judecată, să readucem înapoi acest bun, dar sigur că aceasta este cheltuială mare pentru Republica Moldova. De deci, ce, estimați colegi, și în primul rând membrilor Comisiei vreau să-i felicit pentru că ați reușit acest raport și faptul că ați putut aduce și informații despre procesul unde a avut loc încălcări pentru uh, uh, fraudare sau cum a avut loc această fraudare și totodată să spunem, să încercăm să avem o altă elită politică care să nu mai sugă din Republica Moldova, să o aducă fix precum este pustiul arab. Mersi mult!